3 like-uri, dacă strângem 3 like-uri, o să postăm următorul episod. Nu ne mai asigurăm, îi dăm așa. Nu vine nimeni. Bun. Mergem noi așa încet și apoi îi dăm puțin în gușe. Îi dăm un 120, să mergem cu 120. Nu prea știu eu așa să... Să o conduc pe asta, pentru că n-am condus niciodată una AMG 63. Și da. Și de ce vreau eu să iau un tow truck? Pentru că ne trebuie și nou un job. Pentru că nu am niciun job și vreau să mă duc să iau o mașină. Vreau să mă duc să iau un vaz. Dar puțin mai... mai întreținut față de cum l-am avut, cum l-am luat pe cel vechi. Da, o să pun puțină pauză, trec. Bun, am revenit. Am trecut repede de graniță. Nu știu de ce. Hai să continuăm, o să luăm două mașini, să le facem custom frumos. O să luăm un Tofaș Dogan. Tofaș Dogan sau Tofaș Dogan, să zicem Tofaș Dogan, și vazul pe care vi l-am arătat eu. Vi l-am arătat, o să-l vedeți în următorul episod, odată cu tu tracul. Poate o să luăm pe cineva cu noi să ne arate, să ne... Să stea acolo și în dreapta să ne urce mașina. Deci mai întâi o să vedeți tiu tracul și cu vazul. După o să vedeți Tofaș Doganul. Bă, dar ce atingem? Hai, bă, cu Land Rover-ul tău. Și ăsta are puține probleme, pentru că, da, nu știu. Ia. Na, nu știu, am umblat eu puțin la suspensie și cred că l-am făcut cam prea jos. Da, deci servo direcție frumos aici. Și volanul ăsta așa lin. Fain. Ce mai avem pe aici? Niște pedale foarte, foarte fine apăsătoare, așa. Un volan fin, adică uitați-vă cât de lin. Bă, ce face asta? Bă, nebunule. Un volan foarte, foarte servo, așa, adică parcă se vede că... Nu-l simți, practic, când virezi. Ce face ăla, mă? Ăla e prost. Dă în depășire lui coleguțul. Poate să-l luăm pe colegul să ne arate, să urcăm mașina pe tow truck. Da, de nu știu ce... De ce atinge halul ăsta așa?
Mă mai uit într-o zi la ea, la suspensii. Da, deci ne trebuie job, băi, fraților, pentru că nu mai avem job. N-avem bani ca să putem să tunăm tiutracul ăsta, tiutracul. De ce tu spun tiutrac? Aici plătim automat. Îi dăm în gușă. Deci auziți un pic cum atinge. Cred că atinge bara de jos, de pe față. Urcăm aici pe pod. Ia uzum. Mamă, cât o să stăm. Ne băgăm repede să întoarcem aici în benzinărie. Ce o să ating acum cu ea aici, săraca? Ia auziți-o. O reparăm, nu-i gravă. Ce bine că benzinăria asta e liberă. Dăm gușe un pic. Bă, dar ia o zoomă, bă, dar nu înțeleg ce are. Da, și episodul următor o să vă întreb ce culoare să-i dăm la vaz, pentru că deocamdată nu știm ce culoare are și cum arată. Băiatul mi-a zis că e doar alb. Acum nu știu dacă e ruginit sau nu. O să vedem împreună în episodul următor, pentru că, da, și să fiți acolo și la curent cu toate, adică să apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel, ca să vă dea notificări când o să postez când o să postez următorul episod. Da, aici închidem și noi episodul, băi, fraților. Eu am fost de Grump și o să ne vedem să ne băgăm aici pe avari un pic. Eu am fost de Grump și o să ne vedem data viitoare cu următorul episod, băi, fraților. Pa, pa!